Cetățenii din Petroșani sunt invitați să vină cu idei și să ia parte la o sesiune de dezbateri pe tema copiilor. Mai exact, membrii forumului Pro Urbis se întâlnesc vineri cu locuitorii din Petroșani ca să stabilească ce se poate face pentru sănătatea copiilor din comunitatea noastră. Toți cei care au idei sunt așteptați să vină vineri la ora 12 la primărie. Mâine la ora 12 vom avea o întâlnire a forumului Pro Urbis. Este acea platformă de discuție și dezbatere pe care am inițiat-o anul acesta în ianuarie. De data aceasta tema va fi legată de sănătatea copiilor și sigur avem invitați din toate sferele de activitate, dar poate să participe orice cetățean interesat de această temă. Edilul din Petroșani spune că are încredere în acest demers, mai ales că până acum toate ideile Pro Urbis au prins contur și au devenit realitate. Așa cum am reușit în urma dezbaterilor din Pro Urbis să realizăm mai multe lucruri chiar concrete, mă refer la Ziua Familiei, la Ziua Verde, la Clubul de Debate și așa mai departe, cred că vom reuși în urma discuțiilor să facem și acțiuni concrete ulterioare care să aibă și un rezultat practic. Pro Urbis s-a născut din dorința celor care pot și vor să facă ceva pentru locuitorii din Petroșani. Acum, comunitatea este privită ca o familie mare și toți membrii ei sunt chemați să se susțină reciproc.